Acum seara vom continua despre frontită, diferența și tratament. De ce frontită, așa un pic am răsuflat din greu, deci este o complicație mult mai dificilă. Cum este deprins la noi, la specialiști, în domeniul medicinii, să zică că este grav. Deci da, este grav, dar atunci când nu avem grijă și nu ne informăm corect sau nu întreprindem nimic pentru a ne ajuta. De fapt, aș vrea să vorbesc despre frontită, ce este ea și unde este localizată și care totuși sunt principiile pentru a nu ajunge la frontită. Deci frontita, deci este partea asta de situată, fruntea, cum zicem noi, frontita, o inflamație a sinusurilor, a cisternelor, cum se zice în medicină. Deci, de fapt, este, cum zic toți, că e boală gravă, dar foarte, foarte, foarte frecventă, în special la partea masculină. Deci, este un proces așa, mai complicat, care este însoțit de inflamația sinusurilor paranazale frontal. Deci, ea intră în grupa de sinusite. Dar nu confundăm că de ce este o frontită și atunci când se ajunge la o frontită, deja este o etapă a treia, hai să zic așa, începând cu o simplă rinită sinuzită și frontită. Deci ea de fapt nu apare așa din senin, deci apare din cauza că acești factori declanșatori, deci inflamează membrana sau mucoasa cavității acestei cisterne, la care de fapt se formează o severitate și o agravare. Deci, care sunt motivele la frontita dată? Deci, rinita prelungită, da? Deci, curbura incorrectă a septului nazal, o alergie, deci poate să fie polipul, deci care este format. Nu în zadar data trecută am menționat atunci când avem urinită, avem polip, avem o inflamație, deci a căilor nazale, foarte important este pentru a ne strădui atunci când ne culcăm seara, să fie ambele, deci nări ale nasului, curate, desfundate, cum zicem noi în popor. Ca să putem deosebi frontita, cum se deosebește de sinuzită, deci sunt câteva simptome foarte importante. Deci sunt niște dureri, dureri foarte insuportabile în partea frunții, da, localizată în special începând de la coada nasului încoace. Dureri în tâmplă, da? Și în special ele sunt localizate, deci sunt acceptate și sunt pronunțate când ne sculăm dimineața. Deci cu o concluzie, deci a durerilor, parcă ai avea o pulsație unde ai impresia că ea va zdrobi, deci va exploda. De ce foarte multe ori, cel mai des dimineața? Câteodată este și seara înainte de somn. Durerile, în special când noi ne culcăm indiferent, fie pe partea dreaptă sau fie pe partea stângă. Da? Din ce motiv? Atunci când stai orizontal, da, mucusul respectiv care este adunat în cavitatea dată, în cisterna dată, deci el se atașează sau se împrăștie proporțional. Când este pe dreapta sau pe stângă, deci nu este proporțional. Și cum ar fi niște unde care pulsează în cisterna dată, deci în jurul cisternei date, iată, regiunea respectivă, deci este în spate, este creierul, da? La care face niște pulsații unde apare și durerile respective. Deci timp occipitală, avem durerile pronunțate, occipitală. Poate să fie în regiunea nasului, poate să fie în regiunea ochilor, da? Deci, atunci când este o frontită complicată, în primul rând avem febră pronunțată, deci 40, 39-40, chiar câteodată nu se vede pe termometru 42. Avem niște tuse deranjate, în special noaptea, da? În special seara, înainte de culcare, niște tuse care se declanșează cu niște sunete, așa, parcă avem impresia că sunt și din... cum zice iarăși în popor, din butoi, da? Deci parcă ar fi de aici, din gât.
O persoană care are frontită e foarte des obosește, greu să scoală dimineața, deci este tulburat somnul, deci are probleme cu somn. Cum am zis, cel mai pronunțat simptom, deci este durerea în tâmplă, ochi și frunte, da? În special dimineața, dar unele cazuri și seara. Ce declanșează? Deci răceala, rinita, septul, nazal nu este corect, da? Aceeași tonzilită amigdalită, o otită simplă care noi putem avea, deci poate declanșa frontita dacă nu sunt cele până la frontită tratate. Deci atunci când ne sculăm dimineața, în afară de durere, avem și inflamarea pleoapelor. Da? Deci atunci când apare tusa, deci nu te poți opri, tușești în continuu dimineața, chiar dacă ești fumător, ca de obicei cel care este fumător, dimineața are o tusă așa cu eliminări. De fapt, o înfrontită, deci ea este combinată, poate fi cu eliminări, dar poate fi fără eliminări. Atunci când avem tusa, deci și mucozități, deci tușind poate neas concomitent, fiindcă ne încordăm, se încordează mușchii, da? Deci sunt eliminate cu mucusuri, poate fi lichid, dar poate fi și galben spre verzui. Și atunci când se elimină galben spre verzui mucusul respectiv, deci este cu dureri pronunțate. Avem o respirație urât de tot mirositoare, în special dimineața. Deci, de multe ori confundăm cu faptul că nu ne-am spălat dinții, că ceva, poate mă doare gâtul, poate ceva de genul ăsta. Deci, nu este corect. Asta este din cauza că este o frontită deja complicată, cronică, care are deci, mirosul respectiv, un miros fetid de butoi. Deci asta, în primul rând, ar trebui să ne pună în gardă. Frontita catarală, da? Ea foarte des se întâlnește, cum am zis, la partea masculină. Deci se întâlnește la maturi, dar este și la copii. La copii e foarte ușor de depistat, de faptul că, iată, partea dată a sprâncenilor se bombează un piculeț. Și când punem mâna la mânuța, la frontița respectivă, deci copilul nu ne permite să atingem. Da? Deci aici să fim atenți că de multe ori se confundă cu sinuzita. Deci sinuzita noi, cum am zis, apăsăm, iată, căile respective și depistăm, sunt durerile, și depistăm cu sinuzită. Deci la frontită, deci partea respectivă bombată și aici, iată aici, partea respectivă, deci este dureroasă la copilaș și nu ne permite. Dar ca tratament, deci ea ușor, foarte ușor se dă partea pe plan de naturist, ceaier, uleiuri, florile Bach, compresie și așa mai departe. Deci nu se recomandă, eu personal nu aș recomanda pentru a se face chirurgical, cum se zice, puncție, da? Pentru a scoate lichidul care este acumulat în cisternă dată, deci în frontale, cisternele frontale. Dar se face tratament natural. În primul rând, ca să scoatem durere atunci când este frontita, deci foarte bun remediu, îl avem noi la dotera diblu. Fie uleiul, fie unguentul, dar chiar și aceleși capsule. În afară de deblu mai avem copaiba. În afară de copaiba, deci mai avem și bazilul, da? Mai avem și geraniu care anhilează durerea respectivă. În afară de uleiurile care sunt antidolorifice, cum zicem noi, mai avem și ulei antihistaminice. Și ulei antibiotice care se unge în parte de frontită, deci frunte, la fie matur, fie la copil și avem rezultate foarte bune. Compresie. Aceleași compresie care am zis că merge la sinuzită, merge la frontită. Deci aplicate la frunte cu întâi unse cu ulei sau cremă de bluș, după aia depus pe frunte o în tifon sau o bucată de
stofă de tip natural, încălzită pe un termofor și pusă la frunte. Nu mai mare căldura, deci acestui stofă să fie decât 40 de grade. Nu se permite mai mult de 50 de grade să fie. Ca să ne fie clar mai ușor, deci frontita, iată regiunea respectivă care nouă ne face disconfort pronunțat. Atunci când se face chirurgical, deci prin intermediul nasului, încoace se face o incizie chirurgicală care se scoate lichidul. Atunci noi când începem a face proceduri naturale, deci el ușurel, singurel, prin căile nazale sunt eliminate în exterior. Și nu e necesar de făcut puncție. Totodată ca medicament, ca tratament, avem uleiurile esențiale, medicamentele homeopatice care le indică, florile Bach. Cel mai des din medicamente homeopatice, de fapt sunt medicamente, grupa medicamentelor, dar un pic altfel îl numesc. Deci folosim echinacea, traumelul, da? Ulei de copaibă, deci dacă din ulei, oregano, tămâia, miel, pin și multe alte uleiuri care le avem noi. Avem uleiurile imunomodulatoare și antiedem și antimicrobiane. Toate aceste medicamente, deci ulei, medicamente homeopatice, floricele Lobach, deci el în primul rând elimină edemul, da? Și nu numai că frontal, dar și nazal și post-occipital. Atât a membranei, deci a frontitei, cât și membranei partea post-frontală și post-occipitală. Totodată noi avem, putem să folosim din uleiuri efectuate pufurile, da, pufulețele, care putem să combinăm cu uleiuri antimicrobiene, antihistaminice și antibiotice. În pufurile respective nu se permite de folosit alcool. Se diluează uleiurile esențiale cu apă distilată sau apă fiartă de 3 ori răcită și se adaugă 1 ml de ulei purtător ca germene de grâu și în rest se adaugă picăturile de ulei și după aia când se face puful în sucuri, deci în nările nasului, deci el se agită sticluța cu puf și se face în suc. Totodată, în afară de uleiurile, deci sunt ca antimicrobiene, da? Sunt antidolorifice, antibiotice. Ele totodată duc la ceea că intensifică fluxul sangvin în regiunea respectivă, la care ne ajută mai ușor și mai repede să se trateze situația respectivă. Putem să folosim în cazul în frontită nu se permite să facem aburi cauzi. Până atunci, atâta timp cât noi avem febră, avem durerile pronunțate, se permite de efectuat numai cu începerea eliminării mucozității. Numai atunci noi avem dreptul să facem. De ce? Atunci când avem febră și avem dureri respective, deci se formează în febră și cu dureri. Deci noi avem ridicată o presiune în cisterna respectivă, da? La care ea pulsează foarte tare. Și atunci noi când facem inhalații, da, cu aburi, deci se mărește în volum și se măresc durerile la care a fost un caz când pacientul și-a pierdut cunoștința. Nu se recomandă, încă o dată mă repet, nu se recomandă de efectuat inhalații, aburi în frontită. Dacă în sinusită se permite, deci sinusita de la frunte în jos se permite, ceea ce legat de frunte în jos, nici într-un caz. Numai în afară de masaj, fricțiune, compresă, călduță, nu mai mult de 40 de grade. Da?
Vă rog frumos să memorizați, semnați, menționați, că altfel să nu fiu vinovat, că am zis că uite, este necesar de făcut inhalație. Deci inhalație nu se face, încă o dată repetă, frontită. Un medicament, de fapt, este medicament care foarte des l-am folosit în tratarea frontitei, chiar la soțul meu, este furacilina. Dar am combinat-o cu sare, cu o apă oxigenată, bicarbonat de sodiu și am pus uleiurile. Și am făcut spălături nazale. Deci, astupând o nară cu puful respectiv, deci, sau puf când facem să nu fie ca stropiți mărunței, dar ca un jet de apă, da? Și curățăm nările. Iarăși, repetăm de pe nară pe altă nară. Deci se ia la jumate de litru de apă, deci se pune două linguri de sare, ar fi de dorit sare neiodată, sare de mare sau sarea Epsom, o lingură de sodă de mâncare și uleiuri care decongestionează. Eu foarte mult am folosit eucaliptul și Siberian Fire în cazul dat cu lavanda. Deci trei uleiuri am pus ca pentru să facă curățirea nărilor. Totodată atunci când folosim pufurile astea cu jet, deci temperatura apei să nu fie mai mult de 37 de grade. Și când se fac cu jetul respectiv, nu se face cu viteza maximală, dar se face cu viteză lentă ca apa, intrând în nas, poate foarte bine de prelucrat. Vreau să menționez aici că în frontită, când se începe eliminarea mucusului, este necesar în primul rând de prelucrat nu numai nara, dar gâtul și urechile. După cum știm, deci urechiușurile cu gura și nasul sunt unite, da? Și atunci eliminările respective, vrem noi sau nu vrem, deci are și o miros urât, sigur că sunt și bacterii și tot ce vrem noi, deci el intră în, se coboară jos. Deci poate se formeze o otită și se face amigdalită, da? O angină, hai să zic, foliculară, foarte dificilă, cu depunere albe. De ce atunci când facem curățirea nărilor, neapărat facem gâtul și urechile? În urechi, eu vă recomand să faceți cu apă oxigenată pe curând, de 3%, câte 2-3 picături și chiar lăsând pe noapte. Deci să prelucreze și să dezinfecteze urechiușurile, fie la copil, fie la mătur. Eu, de fapt, la matur chiar am folosit de 6%, deci un pic de luat, s-au primit cam 4,5% apă oxigenată, am picurățit urechile, după aia câte două picături în fiecare ureche, am stat pe noapte. Dimineața, de fapt, iarăși curățiți cu apă oxigenată urechiușurile cu un bițișor cu tifon la capăt. Plus, în afară de uleiuri, sare, bicarbonat, deci putem să folosim și ceaiurile din mușețel. Ceaiurile din sunătoare, ceaiurile din coarj de plop, același cimbru, planta, foarte bine acționează în cazul dat. Din plante se mai poate folosi și cicoarea, totodată, că e în afară, că este hepatoprotector, deci mai are și proces antiinflamator. Atunci când facem gargarele cavitatea bucală. Deci eu prefer să fac cu apă oxigenată de 6% sau apă hipertonică nesterilă sau simplu apă cu sare și cu bicarbonat. Sau romaniță fiartă, de coc de romaniță cu sare și cu bicarbonat. Deci ceea ce preferați sau intuiția vă spune că ar fi ok, deci le folosiți. Eu foarte mult îmi place cu apă oxigenată, am prelucrat gurița, fie la copii, fie la cel matur, am zis să facă, da, deci o clătit, chiar dacă o înghițită un pic de apă oxigenată, deci foarte ok este pentru cei care au o faringită, o traheită, au gastrită, au o, hai să zic, o hernie hiliatică. Deci e foarte bine și nu vă temeți, fiindcă își face efectul la care avem rezultate foarte bune, în special la o hernie hiliatică.
Deci nu vă temeți, chiar cu îndrăzneală folosiți apa oxigenată pentru clătirea gurii. Vă zic, putem să facem inhalări numai atunci când s-a început deja eliminarea curgei a mucusului respectiv. Da? Ce se face cu inhalare? Deci foarte mult îmi place de uleiul laurelaf care îl avem noi, da? Sau chiar frunzulițele de dafin, cum îi zicem în popor. Deci putem să facem, să cerbem 6 frunzulițe la 300 de grame de apă, le lăsăm vreo 5 minute să fiarbă și după asta facem inhalația. Sau în apa caldă de 40-50 de grade punem o lingură de sodă de mâncare amestecată împreună cu uleiul care îl avem noi, laurelaf. Da? Și facem inhalația respectivă. Foarte bine, desfundă nasul, deci rinit, cum zicem noi că avem rinită, de fapt nu rinită, dar avem a mucoasei nazale, foarte bine descoamează, se desinflă și foarte bine respirăm. Totodată eliminarea mucusului merge rapidă și foarte, foarte, foarte repede, adică să se elimină. Ca inhalare, tot așa putem să facem cu flori de mușețel, coada șoarecelui, coada calului se face foarte bine, troscutul foarte bine merge în cazul dat. În inhalare putem să punem, cum am zis, laureleafu sau eucaliptul, ciprisul putem, Siberian Fire, pinul, ulei de pin, da, ulei esențial. Și facem nu mai mult de 15-20 de minute. Dacă vrem să facem inhalare și avem așa un pic de, hai să zic, mi-e frică să fac, o să-mi fie rău sau nu știu ce, deci în apa caldă punem soda amestecat cu ulei și acoperim cu un prosop, da? Ca el să-și facă efectul. Și după asta ușurel, încet am vrât capul sub prosop și am inhalat deci, aerul care este sub prosopul recomandat. Foarte bine în inhalație pentru frontită merge oțet de cidru din mere. Dar cidru, fetelor, vă rog foarte atent, vă uitați pe instrucția acestor sticle ce este. Că este cidru, deci oțet de cidru din mere curat, dar este și amestecat. Da? Dacă ceva deci vă pare că nu este un oțet de cidru curat, nu îl folosiți, că o să aveți complicații. Sau, în general, dacă știți că nu este ok sau vă temiți, nu folosiți, folosiți atunci ierburile și uleiurile care le avem noi la îndemână. Tot în frontită foarte bine merge, iată, uleiul de romaniță, uleiul de ginger merge foarte bine. Atunci când noi nu tratăm frontita și ea de fapt devine cronică, avem dureri persistente, avem disconfort, nu putem respira, un somn, deci avem neliniștit noaptea, deci ca consecință ar fi bine foarte atent să examinăm deci, gâtul copilului, dacă mă refer la copil, la maturilor, poate fi o tonzilită acută, da? Chiar am văzut și tonzilită cronică, deci o bronșită. În primul rând apare tusa asta neîntreruptă în special, deci tot timpul frontita este asociată cu bronșită. Bronșita decurge permanent cu frontita, deci ele împreună parcă ar fi surori, deci una după alta. Ei, și ca complicație mai așa mai dificilă este ureopestita, dar este osteopiriostita, dar e foarte rar se întâmplă. Deci sunt cazuri, dar foarte rare, când deja este cronic, deci indiferent de corpul tău, de sănătatea ta. Deci osteopiriostita, deci asta se duce până la ce se lizează, adică se infiltrează, se formează infiltrate în osul frontal, da? Și într-adevăr atunci deja sunt dificultăți, chiar cum am zis că la sinusită putem ajunge la meningit, aceeași situație gravă, da? Deci ajungem la o meningită, dacă nu se tratează frontita la timp și nu observăm. Deci, în frontită, de fapt, ca să putem noi să depistăm că ea este, deci apare la 3-a, 4-a lună după ce a fost efectuată, deci
nu efectuată, dar a trecut prin sinusită, da? Deci 3-4 luni. Ca să ne dăm seama că deja de la sinusită s-a trecut în frontită, deci avem durerile astea temporale, frontale și câteodată occipitale. Dacă ele încep a trece, deci începe momentan examinarea palpativă a fruntii și a rădăcina nasului, da? Ne uităm la, la copii și la maturi. Ca profilaxie, deci în primul rând, atunci când avem o rinită ușoară sau, zicem noi, gripă, da? O sinuzită, deci este foarte important, încă o dată mă menționez, tratarea momentană și eliberarea căilor respiratorii, fie nazale, fie guriță, fie spre plămâni, faringele, laringele, trahei și așa mai departe. Deci foarte, foarte important. Atunci când avem frontită și este asociată cu tusa asta deocheată, cum îi zic eu, în special spre dimineață, chiar și noaptea se intensifică, deci foarte bine ar fi să faci un, să faceți un blend cu uleiuri antivirale și antihistaminice și antibiotice aplicate pe partea cât menține plămânii fie copilului, fie maturului și pe piept. Cu acest blend se face și pe tălpuțele copiilor și tălpile maturului și partea occipitală. Atunci când este frontită, se recomandă de a picura tămâia și cupaie băiată în creștet, da? Deci, fiindcă în afară de a lua durerile, deci mai au și antiinflamator. Deci, una dintre proprietățile lor, antiinflamator. Cupaieba, deci, cum îi zic eu, narcoticul de la dotiera, deci este foarte, foarte bun că ia durere, antiinflamator, liniștește, deci creează așa, hai să zic, o aură pozitivă în, în jurul nostru. Piatra narcoticul respectiv îl folosim pe creștetul capului copaiba. Chiar puteți să-l mirosiți, să-l inhalați din sticluță, că e foarte bine. În frontită, foarte important și foarte util, noi să nu uităm de vitamina C, citrice. Deci noi avem uleiurile din grupa citricilor. Fetelor, vă rog frumos, dimineața, vă sculați, domnilor, vă sculați, vă culcați, vă plimbați, la amiază, seară, 3-4 picături într-o litru de apă, 100 grame de apă, cum vreți, puneți și folosiți. Totodată, în frontită se recomandă de folosit ardei roșu, celă iute, sau noi avem cinamonu, da, care e înferbântă, deci ar fi foarte bine de făcut o fricțiune în, în regiunea nazală frontală. Să nu uităm, în primul rând, de vitamina E, zinc, vitamina A. Deci noi foarte bine le avem în complexul nostru LLV, dacă eu nu mă greșesc. Dacă nu mă... Da, Sorina, este corect sau nu? Corect, Galina, corect. Da, deci se recomandă de luat complexul respectiv în frontită, nu câte două capsule de două ori pe zi, dar câte două capsule de patru ori pe zi, timp de 3 luni în continuu, fără întrerupere. Și nu vă fie teamă că, într-adevăr, sunt rezultate. Deci am mai aplicat ca compresă pe frunte. Deci în cazul dat am luat ceapa, cartoful și o sfeclă roșie crudă, dată prin răzătoare, încălzită pe termofor, stropită cu un pic de... oțet de miere și stropită cu ulei de oregano, maliucă și cimbru și aplicată pe frunte ca compresă, da, iată partea respectivă așa călduță pe 30-40 de minute. Dar până aplica, deci am uns foarte bine fruntea cu ulei de cocos mult, așa ca să nu se ardă pielea de pe frunte. Foarte, foarte, foarte repede dă rezultate. Dar nu uitați că stropiți câteva picături de ulei pe acest component. În frontit, un protocol care, într-adevăr, este rezultate,
Și îl folosesc și acum când câteodată am impresia că ceva mă doare sau ceva de genul ăsta sau sinusit, deci am pentru sinusit altă blând, pentru o frontită este blândul Copaiba, cum am zis, că narcoticul meu iubit, miela, vintegrinul și enupărul. Totodată enupărul, deci în afară că el își face un proces inflamator, un proces antidureros, el totodată, ca un clopoțel, nou ne dă așa, din înțeles, supărarea respectivă, deci pe frunte. Uite, după medicină în îngem zice că, băi, ceva miroasă și nu-mi place, da? Și astea, situația dată nu prea e creată pentru mine. Deci, iată, e nu pro, te calmează din punct de vedere psihologic, ca mirosul respectiv tu să-l asociezi cu ceva bun, ceva corect care este lângă tine, fie o persoană, fie activitate, fie o situație sau altceva. Și de ce îmi place în blend-ul, da? Ți-l pun enupărul. Un pic așa ca o schemă, ca să fie clar cam ce se produce la fruntea noastră, da? Dacă noi ne uităm atent. Deci avem agresiunea mucoasei, da? Pentru anumită substanță de iritație. Ce face? Dezvoltă un focar, da? După focarul respectiv avem un edem a mucoasei, da? Distrugerea epiteliului, destrucție osteală, da? Avem scăderea, da, a pH-ului, scăderea pO-ului și pCO. Toate aceste disfuncții, deci avem o vasodilatație, deci atunci când în cisternele respective se formează mucus, avem dilatarea cisternei care și ne produce durerea respectivă. Avem o disfuncție, ceva am ieșit, da? Da. Ok, mă întorc înapoi. Nu-i nimic. Ceva am ieșit. Așa, acum se vede. Așa, se vede. Deci, avem o disfuncție ciliară, da? Și disfuncția glandelor ce produce mucus. Ca disfuncție ciliară, ce se face? Stagnare. Atunci când mucusul nu se eliberează, deci el se mărește în volum. Deci iarăși noi avem febră, dureri, disconfort, neplăceri. Da? Atunci când noi avem disfuncția glandelor, crește viscozitatea. Ce mod? Deci el nu este lichid și așa care se întinde, dar este gros ca o viscoză, ca un gel, da? Care într-adevăr iarăși el se mărește în volum și produce durerile respective. Da? Și ce faci toate aceste trei situații? Deci vasodilatație, disfuncția ciliară, multiplicarea substanțelor iritante, deci a situațiilor, am spus substanță de punct de vedere medical, dar a situațiilor, multiplicarea situațiilor iritante, deci ceea ce ne irită pe noi. 1. Deci nu putem respira. 2. Disconfort. 3. Durere pronunțată, eliminări de mucus, deci permanent la partea masculină, deci rămâne chel. Da? Sunt unii bărbați care duc și își cresc, își plantează părul și în zadar îl plantează. De atâta că fruntea, deci cisterna respectivă e plină cu murdării, microbi, la care rădăcina firului părului stă permanent în microbi. Deci în mucusul ăsta plin de microbi. Și nu se recomandă. Îndată ce începe a prelucra, a scoate mucusul, da? Deci viscoza cei de acolo, o scoatem din cisterna respectivă, credeți-mă, dragi bărbați, deci și dragi fete, că soților dumneavoastră o să le crească părul înapoi. Deci eu v-am promis că o să vă arăt poza, dar soțul a venit târziu aseară și ne-am pozat. Dar neapărat eu pozez și vă pun în grup și o să vedeți. De aceea, și bărbații care sunt chei, deci nu mai au păr aici, nu plantați părul, dar faceți-vă compresie cu uleiuri. Faceți-vă compresie cu ierburi, de copt cu ierburi. Chiar același homeopatic traumiel, dacă, de exemplu, nu prea aveți încredere în ierburi, da?
Dar eu vă garantez, uleieșile noastre de la Doterra fac minuni, faceți-vă compresii călduțe, puneți, ungeți bine pielea, puneți o stofă din bumbac sau din ien naturală, deasupra o peliculă și o brobadă de lână. Fie ca băbuța îmbrobodit pe noapte frumușel, dar în schimb va fi a doua zi cu afur și cu o perucă frumoasă. Deci acei bărbați care au chelia pe cap, eu vă garantez că dacă faceți, deci mămicile, soțiile, surorile, le faceți partea masculină aceste descrieri care le-am făcut eu în tratament, vă garantez că peste jumătate de an o să înceapă a le crește părul. Frontita, 90% la bărbați, 10% la fete. La fete se întâlnesc numai cele care sunt cu un procent crescut de progesteron. Hai să zicem noi așa, bărbătoase, da? Acele care au o pilozitate mai crescută pe mâini, pe corp și așa mai departe. Celor care au un glas mai pronunțat. Deci iată la acele doamne, fete, fetițe se întâlnesc frontita. În rest, fetele noastre, deci noi avem sinuzită cu bărbie lăsată. Deci bărbia să nu confundăm, că sunt două tipuri. Atunci când trecem de 35-40, în special 42 de ani, deci noi știm că mandibula se deformează, se deformează forma ovală feței și așa mai departe și mă rog, în fine, deci asta e altă categorie. Și de asta cei ce ține de frontită să fiți liniștite, noi nu avem, noi avem sinusită, dar bărbații, deci munții care stau lângă noi, ei sunt cu frontite. Deci cam asta am vrut să vă zic în seara aceasta și cum să aveți grijă de iubiții voștri, iubiții noștri, da, de copii, de bărbați. Dacă aveți întrebări, poftim, eu vă răspund. Pare că și în seara asta domnii care avem sunt timizi. Domnul, am aici un domn bulgaru, Iulian. Să știi că ne-am mulțumit și pentru aseară și pentru alaltă seară, pentru informații, pentru că a spus că informațiile care le dăm noi sunt foarte utile și simple. Deci, Galina, îți mulțumim foarte mult. Cu drag. De fiecare dată simplitatea o să primeze. Și eu îți mulțumesc foarte mult că ai menționat și de ierburi, ca și plante mă refer, de ceaiuri, pentru că și ele au importanța lor, cu toate că noi folosim esența lor, uleiurile care sunt mult mai concentrate și plantele au capacitatea lor și ne ajută în felul lor și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Plus experiența ta cu soțul tău, foarte frumoasă și minunată. Da, chiar astăzi cu pacientă vorbeam, tot soțul cu frontită și zic, uite, ei se cunosc între ei, zic, vreți să te convingi? Andrei, sună-l pe soțul meu și să-ți explice mai în detaliu. Și sincer, deci, ca să conving, de fapt, noi sunt bărbați, sunt mai sceptici în cazul respectiv, a sunat soțul mă sună, Galina, dar ce s-a întâmplat? De ce m-a telefonat, Andrei? Ce mă întreabă mine de frontită? Și eu zic, uite, i-am dat un blend, i-am explicat o schemă cum să fac, mă rog, acolo mai multe situații, pentru care și schema cu frontita, și el cam nu prea vrea să creadă că, de fapt, sunt bărbați care au numai așa un pic aici, da? Dar el, de fapt, tot așa în jur, deci nu are nimic, perucă, păr, cum zic eu, și zic, nu retrăi, că minim jumătate de an, 12 luni, deci o să-ți crească părul, numai dacă îi se faci, dacă nu îi se faci, atunci nu mai ai rezultate. Și iată, s-a întâmplat. Așa cum ai spus și tu la început, trebuie să-i convingem noi ca și doamne și ulterior o să facă singurei, pentru că văd cât de ușor este. Eu vreau să-ți pun eu o întrebare, Galina, pentru că am primit-o și eu la rândul meu. Noi tot timpul oferim protocoale în ceea ce privește uleiurile esențiale și am primit întrebarea dacă și alimentația are o importanță majoră. Da. Dacă în timpul acestui, să zicem, protocol 2-3 luni, trebuie să aibă grijă mare și la alimentație și ce anume trebuie eliminat din alimentație? Sincer, în alimentație, deci eu nu pot să zic acum la fiecare, fiindcă fiecare individual în dependență de ca să poți să indic o alimentație, fie sinuzită și frontită,
Deci sunt necesare mai multe situații de genul ăsta, dar unica ce este necesar de a elimina produsele care formează mucus, lactatele, deci am frontit, da? Pâinea, deci pâinea care este pe drojdie, deci nu se recomandă de folosit în caz respectiv. În special după 30 de ani, partea masculină până la 60, lactatele complet se scoate din alimentație. Da? Iarăși, deci, dacă ne referim la alimentație, nu se mănâncă carne roșie. Deci, iarăși, poate fi dependență de multe alte patologii care sunt și alte indicații, contraindicații la alimentație. La general, în genul respectiv, dar pentru fiecare persoană este individual. Nu se recomandă de folosit vin, nici alb, nici roșu și berea. Iată, la partea masculină dacă referim. Coniacul nu se recomandă, dar se recomandă țuica, vodka, deci de genul ăsta, se recomandă. Restul, deci, se exclude la partea masculină. Deci nu ar fi de dorit perioada minim de 6 luni, da? 3-6 luni până să începe a vedea un efect. Deci e berea, oi, dacă eu toată ziua vorbesc limba rusă, acum mi-a fugit în moldovinește, în română, fermentează, brădit, fermentează, da? Deci, în cazul respectiv, nu, fiindcă dacă e sinuzită, este ok, dacă e frontită, nu, fiindcă e și așa în volum se mărește, da, fiindcă e crește, deci cum iată am arătat în schema dată, da, că se dilatează, da, este o stagnare și avem o viscozitate pronunțată și nu se recomandă în cazul dat. Dar, iarăși, pentru fiecare pacient, da, sau persoană, cum zicem noi, deci este, alimentația este individuală. Deci este o schemă, un pic așa cam complicat, dar văd că sunt rezultate. Eu am întrebat la general pentru că, da, bine, cine întreabă, întreabă în particular, îți dai seama, dar măcar la general... La general, iată, am explicat că partea masculină nu se permite lichidul respectiv să folosească, pâine să folosească, lactatele să folosească, da, carne roșie nu se permite. Zaharuri? Da. Zaharul se permite. Cafeaua, dacă o folosiți, atunci o folosiți cu lapte de cocos. Mai ales mă refer la partea feminină. Da. Da, cu cocos. Oricum, dacă renunțăm la pâine în timp ce avem protocolul ăsta, o să scădem și de câteva kilograme. O să da. Măliguța. Așa. Măliguța cu brânză de oaie, deci fiindcă are componentul acela care se pune la închegat. Și apropo, el are multe, printre care și are și ca proces antiinflamator. Super. Deci lactate, da. Doar brânza de oaie e foarte bună. Da, doar brânza de oaie, brânza de capră, dar să e închegată. Da, de vacă nu, categoric exclusă. Chifirul care de magazin, chișleac de casă, că el e fermentat, deci cu bio se poate. Cel cumpărat nu, categoric. Activel, Actimel, care mai sunt iaurt și așa mai departe, iaurt, da, cum iogurt în limba rusă, iaurt în română, deci categoric este exclus. Revenim la tradițional din toate punctele de vedere, da. Atunci. Da. Dacă mâncăm o zeamă, da, cu carne de filet de pui, da, sau o zeamă de legume, piercile, poftim, nicio problemă, se recomandă, fiindcă, în primul rând, e vasodilatator care permite... Sau și ceapa, că tu ai specificat marți și ceapa. Da, ceapa. În ceapă vă spun un secret. Fie sinusita, fie frontita, deci luăm o ceapă, pumnul nostru, deci în jumătate ceapa să fie, da? Cât e pumnul nostru, e așa, pumnul în jumătate ceapa. Se ia pe rozătoare micuță, se pune 4 linguri de sare, eu pun sare neiodată sau sare de mare, mărunțită, o amestec bine, o pun într-o peliculă, cât ține fruntea sau partea respectivă, o pun pe un termofor un pic să o încălzească și iată cu fruntea jos, dar mă strădui fruntea să fie ridicată, ca nasul să poată respira, deci pun ceva pe un suport și pun compresul respectiv, după aia lăfășor cu lăniță,
și îl las 2-3 ore. Dacă îl puteți lăsa pe noapte, e fenomenal, fiindcă când se scoală dimineața, deci foițele de la ceapă, practic ele nu sunt. Super! Foarte interesantă, chiar o să pun în aplicare. Da, deci mulțumesc. El nu mai merge în frontită, merge atunci când aveți o lovitură și cafeniu, cum zice român, că am uitat. Ajutați-mă! Vinețită! Da, învinețită, da? Deci când este foarte bine, o traumă, o luxație, da? Deci eu chiar am făcut recent cu în luna aprilie, am călcat pe parte și mi-am luxat un pic maleola la picior, da? Era toată plină cu hematom, edemată, nu puteam să merg, să încalț nimic, deci 4 serii am pus ceapa cu sare, deja gata, fug. Super, uite! Tot remediile naturale. Revenim la... naturale. Da, foarte bine ajută. Deci cei care au pinteni, cum zicem noi în călcâi. Pinteni, cred că așa și la voi se zice. Da, da, pinteni. La fel, dar puteți spuneți cu ulei oregano, wintergreen și maleucă. Chiar puteți spuneți tămâia și copaiba. Și cu ceapa, cu toate astea și le puneți piciorul pe noapte fășat bine. Deci, vă garantez, peste 14 zile o să zboare pintele, ceea nici nu o să-i aveți. Da, foarte interesant. Mulțumim foarte mult. Noi de asta te iubim și tare, tare, Bulgarina, când îmi mai spui remedii din cămara. Nu știu, întrebați-mă că aici în cap sunt multe, dar nu prea cum mai amintesc. Noi încercăm să te invităm în fiecare săptămână din drumare, din lună. Știu că și tu ești aglomerată, doar ca să mai scoatem câte puțin din cămara ta. Iată, la amigdalită mă chemați, vă zic, și celelalte. Multe le-am. Te chemăm cu siguranță, Galina, pentru că ești unul din oamenii noștri minunați care ne spun atât de multe lucruri și învățăm atât de multe lucruri de la tine. Pentru că și vrem să le dăm mai departe, pentru că așa e frumos și așa e normal ca oamenii să înveți unii de la alții. Iar eu personal te ador de fiecare dată, mă surprind câte un lucru frumos. Îți mulțumesc încă o dată pentru seara asta. Cu drag. Te așteptăm și în sesiunile următoare. Mulțumesc încă o dată.